Salut! Sunt Bogdan de la How to Progress, iar în acest video vreau să vorbesc despre cât de important este să îți formezi un stil de viață activ și să introduci mici activități sportive în rutina ta, astfel încât să te ocupi de tine chiar și atunci când ești plecat în concediu, în vacanță sau la diferite rude o perioadă mai lungă de timp. Este foarte important ca și în astfel de perioade să nu renunți în totalitate la mișcare și la un stil sănătos de alimentație, ci acestea să devină principii care să te însoțească pretutindeni în drumul tău. Eu sunt momentan la mare, în stațiunea Neptun, așa că o să profit de ocazie și o să-mi fac mișcarea de dimineață pe faleză și în drumul spre faleză. Nimic nu se compară cu puțină mișcare pe malul mării. Aerul ăsta superb.
Și acum, haideți înapoi. Mai ales din punct de vedere alimentar, atunci când ieși din zona ta obișnuită, este imposibil să nu consumi și multe alimente pe care în mod obișnuit nu le-ai consuma, cum ar fi prăjituri, bere, sucuri, înghețată și alte minunății de genul acesta. Contează foarte mult totuși să nu exagerezi. Dă-ți voie să consumi și astfel de alimente, nu trebuie să pui presiune foarte mare pe tine și să te abții cu tot din adinsul sau să te învinovățești după ce le-ai consumat. Astfel, va fi și mai rău. Până la urmă, ești în concediu. Trebuie totuși să nu devii tentat să trișezi la fiecare masă. Compensează, în schimb, pe partea cealaltă, cu activități care se implice mișcare. Lasă mașina deoparte și mergi mai mult pe jos, înoată, aleargă sau orice altceva ți este la îndemână. Pe scurt, încearcă să petreci cât mai mult timp afară, în aer liber. Acum o să aplic ceea ce v-am spus și o să vă iau cu mine să vă arăt câte puțin din stațiunea Neptun. I'm not afraid to die.
Asta a fost tot pentru acest video. Sper că ți-a plăcut. Te rog să dai un like, te rog să te abonezi și nu uita, rămâi activ!